Au plătit între 1200 și 1500 de euro pentru a ajunge în România. Este vorba despre 30 de migranți care au trecut fraudulos fluviul Dunărea cu ajutorul unei ambarcațiuni, trei dintre cetățenii străini fiind minori. Aceștia au fost depistați în localitatea Gârla Mare de către polițiștii de frontieră. Weekendul trecut, în jurul orelor 19, polițiștii de frontieră din Gârla Mare au depistat un grup de 30 de migranți din Siria, Afganistan și Irak, care au parcurs fraudulos fluviul Dunărea. În cadrul cercetărilor, cetățenii de origine afroasiatică au declarat că au trecut frontiera din Serbia cu o ambarcațiune cu motor condusă de doi cetățeni sirieni care s-au întors pe teritoriul Serbiei și cărora le-au plătit sume cuprinse între 1200 și 1500 de euro pentru fiecare persoană. Printre aceștia se aflau și doi minori cu vârste cuprinse între 3 și 15 ani. La nivelul sectorului Poliției de Frontieră Gârla Mare a avut loc o acțiune privind prevenirea și combaterea migrației ilegale în zona de competență. Astfel, în localitatea Izvoare, în dreptul kilometrului fluvial 854, a fost descoperit un grup format din 30 cetățeni străini. În cadrul primelor verificări, polițiștii de frontieră au stabilit că cei în cauză sunt cetățeni din Siria, Afganistan și Irak, 27 adulți cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani și 3 minori cu vârste cuprinse între 3 și 15 ani. De asemenea, în cadrul cercetărilor, cetățenii străini au declarat că au trecut frontiera din Serbia cu o ambarcațiune cu motor condusă de doi cetățeni sirieni care s-au întors pe teritoriul Serbiei și cărora le-au plătit sume cuprinse între 1200 și 1500 de euro pentru fiecare persoană. Totodată au mai declarat că au recurs la această metodă cu intenția de a ajunge în țări din vestul Europei la rudele acestora. Persoanele au fost conduse la sediul sectorului pentru cercetări, unde li s-au făcut triajul epidemiologic de către echipajul medical sosit la fața locului. Totodată au mai declarat că au recurs la această metodă cu intenția de a ajunge în țările din vestul Europei la rudele acestora. Polițiștii de frontieră au extins verificările pentru depistarea tuturor persoanelor implicate.